am emoții, fiindcă n-am avut în viața mea așa o concentrație mare de femei frumoase și de business la un eveniment. Deci era un pic mai echilibrată audiența, așa încât să nu mă bateți, da? Mi-aș dori foarte mult să fie mai mult decât o prelegere, o discuție. Ce vreau să împărtășesc aici e mai degrabă ce am învățat, să zicem, 90% din experiențele proaste personale și dat cu capul de pereți și făcut greșeli după greșeli. Mai puțin una, și să vedeți care, pe care n-am făcut-o, însă am văzut-o făcându-se destul de des, inclusiv aseară. Și zic că am adunat așa vreo 8-9 greșeli mari. Le vom discuta. Mi-ar plăcea să-mi spuneți experiența dumneavoastră, dacă ați văzut, dacă ați făcut, sau dacă au făcut alții. Dacă nu vreți să spuneți ce ați făcut dumneavoastră astfel de greșeli. Și vom avea niște exerciții. Două pe grup și una de simulare live aici, de o negociere. Nu e greu, nu e mult, este, cum se spune, mai dobonic. E o chestie foarte, foarte drăguță. Nu e al meu, nu e făcut de mine, eu l-am experimentat în 98 și pentru mine a fost ceva wow. Și am spus că dacă mi-a plăcut așa de mult, vreau să înveți și alții din astfel de experiențe. Dar nu va dure. Am terminat chimie organică și am avut o pasiune pentru chimie încă de înainte să încep chimia în școală, din clasa 6-a. Cred că mi-a așa mea care e chimist. La botez a pus niște aceste fric acolo și s-a întâmplat ceva. Deci, o pasiune enorm de mare pentru chimie și am vrut să fac chimie. După ce termin facultatea, am și scris două cărți de chimie organică, una în timpul facultății și am dorit foarte, foarte mult ca asta să-mi fie meseria. Și ținând cont de faptul că m-am angajat și am făcut marketing din anul respectiv, adică din 96, lucrurile se întâmplă cu o anumită logică. Am fost vrăjit de două fete care au venit în facultate în ianuarie 96 și au prezentat o companie, Procter & Gamble, și am zis, domne, masochistul din mine, fiindcă am fi scorpion, am un pic din asta, hai să merg și să fac cum era un interviu, nu mai fusese la interviu în viața mea. Și m-am dus la acele interviuri, la teste și în final mi-au oferit și un loc de muncă, spre surpriza mea. Le-am spus că nu vin decât în vară de la interviu facultatea. Ei mi-au spus, vină când vrei tu. M-am dus în vară și am spus, mă duc 6 luni de zile, să văd și eu cum este. Și aș fi plecat după 6 luni de zile, dar am avut norocul să am niște colegi și am doi în sală, Paul și Adriana, cu care am început și care, nu știu, mi-au pus piedic așa și nu m-au lăsat să plec. Și am stat 15 ani, am făcut marketing 15 ani acolo, diverse lucruri, dar din 98 m-am lovit de negocieri, fiindcă am devenit media manager pe zona de Balcani. Și nu am fost în parte niciun training, că nu exista la momentul respectiv nimic. De pentru că am început să cumpăr cărți de pe Amazon. Și atunci, în 90, mi-am făcut prima dată cont pe Amazon. Am început să cumpăr cărți, să citesc și să fac prostii peste prostii. Și să vă povestesc de prima mea negociere și în 2 minute și toate prostiile pe care le-am făcut atunci. Mari. După 15 ani în PNG, tot masochistul din mine s-a gândit că e momentul să învățăm mai multe, să experimentăm lucrurile. Și am acceptat o altă provocare, și anume directorul de marketing la Real, pe România, unde am stat 3 ani și jumătate până s-a finalizat fuziunea cu Ocean. Și fiindcă am fost masochist și sunt încă masochist, după povestea cu Real, am acceptat o provocare pe care a șocat pe multă lume, am mers în partea de agenție și am făcut și fac business development. Practic merg la clienți și încerc să-i convinc că agenția poate să le rezolve problemele pe care aceștia le au cu brandurile respective. Pentru mine e foarte amuzant, pentru că 18 ani, 19 ani, am fost pe partea cealaltă. Și practic, unul la mână, n-am niciun fel de emoție, nu sunt genul care să mă duc și domnul client, doamna client, știți, așa, și le vorbesc fix cum le spune prietenilor, băi, asta e nevoie, uite ce pot să fac, uite ce nu pot să fac. Și e foarte, foarte interesant. Cu bunele și cu relele, ca și în viață, nu le pot să fac pe toate. Dar învățăm din toate. Deci îmi place chimie organică, îmi place vin roșu, brânzeturile franțuzești și femeile. Asta pot să spun că soția n-a vrut să rămână în seara asta aici. A fugit înainte să începem seminarul. Alexandru știe.
Deci am insistat să rămână. Da, da, da. Eu n-am insistat, el a insistat. Și în final am scăpat. Bun. Ar trebui să vă mai spun câte ceva despre o carte. Cartea asta, dacă nu greșesc, da. Asta e o carte pe care fizica asta este cartea. Hai să luăm un pic, în anii 90, unii poate nu mi-era să-mi spun tehnic pe vremea aia, prietena mea de atunci mi-a zis, băi, ești înfiorător. Înfiorător, nu se poate înțelege omul cu tine, nu se poate și ceva. Eu sunt senzațional. Eu sunt om, tu ești persoana defectă. Bun, a încercat ea să mă convingă, la un moment dat a zis, enough is enough și a plecat în Statele Unite. Următoarea prietenă, după un timp, zice, ești imposibil. Și zic, și tu? Chiar am noroc așa din prietenă în prietenă să nimeresc defecte? Practic, cartea asta te face să te pui în papucii celuilalt. Te face să te gândești cum se simte celălalt când tu faci ceea ce faci. Ceea ce nu făceam până atunci. Și mi-am pus și eu prima oară problema, la o vârstă destul de înaintată, am un impact asupra celuilalți. Ce impact am eu? Da? Hai să mă gândesc un pic. Ce pot să fac? Da? Și asta a fost singura carte pe care am citit-o până în 98, nu mi-am cumpărat cărțile de pe Amazon. Asta era cartea pe care o citisem la prima mea negociere de business din septembrie 98, cu un foarte mare grup de presă. Avea preroase în poziție de media manager și am profitat de ocazie, era sfârșitul anului, se făceau negociere pentru anul următor, pentru 1999, și am profitat de ocazie că șefa m-a plecat în concediu două săptămâni și zic, mă duc să negociez cât e ea plecată și când vine, mă duc să mă laud cu ce deal am făcut, că am citit și eu o carte și știu despre ce e vorba. Și asta am făcut. M-am întâlnit, n-am vrut să mă văd cu directoarea de publicitate de la postul respectiv, am vrut, nu, directorul general să fie. Așa am văzut-o prin filme, că la fel am vrut să fie neapărat, nu la ei sau la noi, ci la restaurant. Deci vă jur că tot adevărat, tot ce vă povestesc, absolut adevărat. N-am văzut la un restaurant, nu mai știu exact cum se numea. Am stat la 2 ore, timp în care o oră și jumătate a fost un bla-bla, mâncăm nu știu ce, n-am băut alcool, că n-aveam voie, eram potriva politicii companiei, dar a fost un bla-bla frumos și ultima jumătate de oră, hai să negociem contractul. Pe care l-am negociat. Am obținut niște prețuri mai bune, niște condiții mai bune și de plată și de poziționare. Deci, un deal bun. M-am întors ca un cocoș la birou, super fericit, am făcut un tabel în Sfântul Excel, contractul vechi, contractul nou, toate comparate, foarte frumoase. M-am dus cu el, cotcodăcim la directorul de marketing de pe vremea respectivă și am zis, uite ce contract am negociat. Tipul știa din anul anterior condițiile, fiindcă el negociase contractul respectiv atunci. A, super bun, bravo, hai să semnăm contract, am semnat contract. E super fericit. Vine șefa mea din concediu, eu nu mai puteam, 13-14, să mă laud, să-i arăt, uite ce contract de mai pomenit am făcut. Am mers într-o sală și hai să-ți povestesc ce am făcut, uite așa, 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 uite condițiile. Și ea începe să încrunte. Și a început să mă întrebe, dar cumva știi care a fost sold-out ratio la ei în revistă pe anul trecut? Și zic, ce? Sold-out ratio. Adică ce procent din numărul maxim de pagini de publicitate pe care revista putea să le vândă, le-a vândut. Ca și timpul de publicitate la televiziune, nu poți să vinzi o oră dintr-o oră. Da? E un număr maxim de minute, un număr maxim de pagini. În funcție de cât de mult vinzi, se vede care e cererea pentru revista respectivă. Nu știu. Ok, dar competiția noastră, câte pagini a avut? Ce? Și a început să mă întrebă o groază de lucruri. Habar nu aveam. Deja transpiram, eram... ea era din ce în ce mai nervoasă și mi-a zis clar, nu te-ai pregătit deloc. Zic, cum nu? Că, uite, e un contract mai bun. E un deal mai bun. Și ea, nu e adevărat, n-ai cum să știi. Că dacă te pregăteai mai bine, sigur era mai bun. De acolo am învățat două lucruri pe care o să le punem greșeală numărul 1 și greșeală numărul 2. Asta e prima greșeală pe care am făcut. Văd niște semne de întrebare așa, ca la desene animate. Ce-o fi, frate, chestia asta? În minutul 4 l-am căcat pe bec. Nu. Minim 4 opțiuni ca să poți să ai una finală? Informații. Țineți minte povestea cu șefa mea?
și cu... Da? Ce mi-a, de ce m-a acuzat ea? Lipsa de informare. De pregătire. Deci cea mai mare greșeală, dacă e să plecați cu ceva de aici, un lucru e ăsta. Da? Lipsa de pregătire e cea mai mare greșeală pe care puteți să o faceți. Și minim 4 ore de pregătire pentru o oră de întâlnire. Gândiți-vă că e un doctorat. Recordul la mine, și recunosc, poate nu fiu cel mai deștept, probabil de asta a durat așa de mult, eram cu un coleg 5 zile lucrătoare pentru o oră și jumătate de întâlnire. 5 zile, Excel-uri, calcule, făcute pentru negociere de o oră și jumătate. Și a ieșit foarte bine negocierea. Dar a fost crunt. Am avut, efectiv, o masă mai mare ca asta, plină cu foi și cu toate scenariile posibile cum ar putea să se închidă negocierea respectivă. Îmi pare rău că asta dezamăgește lumea de obicei. Și-ar dori toți să găsim formula aceea, cum este crema care te scapă de riduri în 3 zile de folosire sau aparatul care te scapă de burtă, cum bine vedeți, după ce ai făcut 5 minute pe zi. Toți ne dorim treaba asta, nu? Din păcate, n-am formule de genul ăsta. Din păcate, chiar trebuie să muncim pentru o negociere ca să iasă bine. Da? Deci, numărul 1 și numărul 2 și numărul 3, de fapt, înseamnă pregătire, 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 pregătire. Niciodată nu trebuie să subestimăm pe celălalt. Da? În acea întâlnire, unde eu cu colegul meu ne-am pregătit 5 zile, persoana care am negociat, o persoană extrem de experimentată, a făcut mare greșeală să ne subestimeze. Noi puteam fi copiii lui. El avea mult mai multe experiențe de business ca noi și nici s-a gândit că noi am putea să fim atât de pregătiți în detaliu, încât efectiv l-am făcut și acum. Dacă e să aleg o negociere care mi s-a părut și grea, dar și frumoasă, este tare. Pentru că a fost realmente gândirea ca la șah. Așa e și negocierea. Trebuie să gândiți întotdeauna. Eu, dacă eu fac un lucru, ce reacție va avea celălalt? Da? Pentru fiecare din ele, cum răspund?